Pe șantierul Catedralei Mântuirii Neamului, după sărbătorile pascale, constructorul a reluat toate tipurile de lucrări. Muncitorii lucrează între cotele 18 și 27 în zona absidelor, la peretele altarului, dar și în zona de vest a cafasului. Constructorul a revenit la treabă, lucrează în continuare cu același efectiv dinainte de sărbători, în jur de 330 de oameni. Intenția constructorului este de a majora numărul de oameni. Se lucrează în vestul catedralei, la zonele 1 și 2 se pregătește turnarea celui de-al doilea tronson de 3 metri între cotele 18 și 27. La loturile 7 și 8, în continuare, înaintând spre estul catedralei, se pregătește de turnare primul tronson de 3 metri peste cota 18. Catapeteazma, după cum ați aflat, s-a finalizat. Se lucrează în estul catedralei la peretele circular care pe perimetral altar. Detalii despre etapele construirii lăcașului de cult, despre arhitectură, dar și despre simbolistică puteți afla consultând site-ul catedralaneamului.ro. Tot de pe această platformă online aflați și cum puteți contribui la edificarea Catedralei Mântuirii Neamului. De asemenea, un afiș informativ există în toate locașurile ortodoxe românești.